O Mântuitorule, Iisus Hristos, lumina inimilor noastre și sprijinul sufletelor noastre însetate, ne închinăm înaintea crucii tale și te preamărim cu smerenie. Te rugăm, ascultă glasul umil al slugilor tale și nu te întoarce de la noi, cei ce cu credință îți strigăm ție. Prin jertfa ta ai împăcat cerul cu pământul și ai adus pace între om și Dumnezeu, așa că te rugăm ca în marea ta milostivire să privești la noi, cei ce greșim și ne rătăcim, și învrednicește-ne de harul și dragostea ta nesfârșită, atunci când ispitele vieții ne îndepărtează de la calea ta. Fii tu, Mântuitorule, ghidul și stâlpul nostru neclintit. Când ne împovărează păcatul sau atunci când greu ne este sufletul, trimite-ne alinarea și mângâierea Duhului tău sfânt. Înțelege, o Hristoase, neputința noastră omenească și dă-ne putere să rămânem statornici în credința cea dreaptă și în învățăturile sfinților tăi. Ajută-ne să îmbrățișăm cu dragoste pe aproapele și să oglindim în faptele noastre învățăturile tale divine. Fă-ne părtași la împărăția ta cea cerească și îndreaptă-ne pașii spre viața veșnică într-o lumina ta. Pentru că tu ești izvorul vieții și mângâierea sufletelor noastre și ție-ți cântăm slavă în veci. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă păzească și să vă aducă pace în sufletul și în casa voastră. Sper ca această rugăciune să-ți fie cu adevărat de folos duhovnicesc, iar dacă vrei să mai rostești încă o rugăciune, aceasta este recomandarea mea.